Continuă discuția cu Cristi Ungureanu, fost antrenor Știința Miroslava, actual președinte la clubul său, ACS Spartanii Iași. Vorbeam despre Politehnica Iași. Peste toate ghinioanele din sezonul trecut a cântărit și problema nocturnei când la meciul cu Viitorul. Adică se mai legau 3 puncte care acum sunt foarte importante. Orice punct este important, nu mai spun de 3 puncte. În momentul ăla chiar eram cu niște prieteni ai noștri și priveam meciul. Iar așa ghinion să ai ca și antrenor, am zis că cred că cedeam din punct de vedere nervos și cred că plecam de la echipă. Da, imagini și cu jucătorii de la Politehnica Iași. Te rog, continuă. Da, e un fapt care nu aș vrea să-l am în cariera de antrenor, mai ales că era un meci. Oricum a fost un tur nebun, cu cazuri de COVID, fără bani, cu o bancă scurtă, la un dat avea 3 rezerve la meciurile. Da, a fost un caz regretabil pentru Iași. Nu știu care a fost vina. Am înțeles că n-aveau decât un generator care nu putea să susține decât doi stâlpi, iar cu doi stâlpi meciul nu se putea juca. E un caz regretabil și cred că ar fi trebuit după acest meci să ia niște măsuri, dar întotdeauna la noi în România se iau măsuri după ce se întâmplă un necaz. Da. Debutul va fi foarte important pentru Iași. Deplasare la Chindia. Chindia nu mai este... Nu mai este ce a fost și nu este nou promovată care a fost ajutată în momentul ăsta de federație. Că noi am spus doar de Dinamo. Dar au fost mai multe echipe care au fost salvate de acea decizie a federației. Cu un antrenor care a pus Chindia pe picioare, Emil Sandoi, cu transferuri destul de bune, am înțeles, în iarna asta, va avea un meci dificil. Dacă începem cu punct sau cu puncte, dacă reușește să vină de la Târgoviște, eu spun că e un început bun care ar trebui să le dea încredere. Pentru că ați observat, mai ales în lupta asta pentru retrogradare, orice punct e foarte important. Da. Din nou, nu știu cum se întâmplă la Iași. Joci sezonul trecut, joci meciul la Botoșani ca să schimbi gazonul, refaci gazonul și după un an gazonul e praf, pentru că nu a avut cine să-l întrețină, am zis, sau n-am. Da, cei care au schimbat gazonul la Iași îmi sunt cunoscuți, au schimbat gazonul și pe Arena Națională și în momentul în care eram antrenor la Miroslava sunt cei care au făcut terenul nou. Dar e adevărat, cunosc contractul, pentru că la acel moment eram și consilierul problemei sportive a primăriei și făceam parte din comisia de recepție. Ei au spus că nu-ți dau garanție mai mult de 3 luni în cazul care nu oferă și mentenanță. Uh-huh. Iar probabil asta a fost situația gazonului. N-au mai semnat contractul de mentenanță, crezând că poate să îngrijească singur și au apărut imediat și problemele la gazon. Da. De asta vă spun că știu despre ce e vorba și de asta au apărut și la Miroslava destul de multe probleme, pentru că tot așa am hotărât că știm noi să-l întreținem și uite că nu e chiar așa. Da, dar ce are în plus gazonul ăsta? Ce ar trebui făcut? Nu știu, că nu mă pricep, nu lucrez în domeniu, dar era o sumă destul de importantă într-un an de zile pentru mentenanță, iar în momentul ăla Miroslava nu își permitea și probabil s-au gândit și Poliaș la fel să economisească niște bani și găsesc oameni probabil care să se ocupe de ea, dar da. Nu reușim. Să vorbim puțin și despre Botoșani, pentru că mi se pare acolo o chestie, un lucru mișto, ca să spun așa. Da. Încep campionatul cu un grup de jucători, îți încropești o echipă bună, adică sezonul trecut ai terminat pe loc de play-off, încep campionatul bine,
vinzi o parte dintre jucători, produci bani, înlocuiești cu alți tineri și tot acolo ești la bătaie. Cum reușește Botoșani și de ce nu reușesc alții? Am stat bine, având în vedere că suntem născuți amândoi în Botoșani, urmărim și, cu siguranță, urmărim și echipa Botoșanului, mai ales că eu am jucat pentru ei vreo 4 sezoane și mi se pare normal să-i urmăresc, dar cred că e și mâna antrenorului Croitoru, dar pe lângă asta au o politică foarte bună de transferuri, din ce am observat în ultimii ani. Dar cine se ocupă de transferurile lor? Asta? Din câte știu, au doi impresari străini care au mers pe mâna lor și tot timpul le-a reușit. Au adus jucători necunoscuți pentru publicul din România, dar care s-au integrat perfect. Adică l-au vândut pe Campanu, l-au vândut pe Ofosu, a fost atacant, am uitat cum îl cheamă, Dugan Zici. Da? A plecat și el. Au venit alți copii în... Da, au piața lor de transferuri, adică e una tot timpul reușită. Cu reușită. Iar domnul Eftimie... Dacă vorbim de Haruț, iată, 700.000 de euro, da. Sau 800.000 plus procent, 20%, dacă îl vinde FCSB-ul pe Moruțan, 1.000.000 vine la Botoșani, știe să negocieze. Știe foarte bine să negocieze, este un bun afacerist, dar pe lângă asta și-a ales probabil lângă el oamenii care știu ce au de făcut și vedeți că le și merge. Le și merge și, din câte știu eu, e singura echipă din România care în ultimii ani tot vinde. Da, și vinde după și Steaua. Vinde. Și în România, și în străinătate. Vinde și asta e important pentru un club, că îl ține în viață. Și că dacă vinzi și mai ai și rezultate cu ceilalți care vin și poți să integrezi foarte rapid, e perfect, cum s-ar zice. Da, pe de altă parte, dacă și-ar fi ținut jucătorii, Botoșani era o forță în Liga I. Da, nu știu... Dacă și-ar fi ținut jucătorii, nu știu dacă ar fi putut să meargă atât de bine. Pentru că, din punct de vedere financiar, ai nevoie de susținere destul de mare. Nu știu dacă primăria cu domnul Iftimi poate. Și de aia, cred că apelează și la tertipul ăsta de a vinde tot timpul jucători, de a fi în piața transferurilor. Adică ai putea să faci un efort într-un an de zile, de exemplu, să nu vinzi nimic, să-ți încropești o echipă tare și poate speri la mai mult decât locul 4, 5, 6 din Liga I. Eu cred că speră și în momentul în care vinde. Credeți-mă. Speră. Și dacă stăm să ne gândim, au fost și în cupele europene. Da. Tot așa, vânzând jucători și schimbând jucători și mergând pe aceeași politică. Acum cred că, sau de atunci încolo, cred că speră în continuare să prindă cupele europene, dar să aibă același business. Da, de exemplu, l-a adus pe acest sirian, nu mai știu cum... Nici eu nu știu. Nu mai știu cum îl cheamă, dar le-a crescut ratingul pe pagina de Facebook. Au avut, sunt bombardați cu informații, cu jucătorul lor. Am uitat cum îl cheamă. În fine, e foarte important și pentru ei redebutul ăsta de campionat. Pentru că au avut tot așa o perioadă scurtă. Primul meci e un meci, nici nu știu cu cine joacă acum, cu Hărmăștat, cred, nu? Nu, cu Argeș. Cu Argeș. S-ar putea să învingă pe Argeș, pentru că nu cred că Argeșul le va ține față și atunci Bornescu dreptul și se bate iar la... Da, sunt la 3 sau 4 puncte de play-off. Ei câștigă mai degrabă câștigă în deplasare decât acasă. Înainte Botoșani era o forță acasă și acum este invers. Eu cred că Botoșani era o forță acasă, mai ales că avea public de partea sa. După cum știm, la Botoșani, în ultimii ani, când au fost, le-a dat voie cu public, Botoșani avea media cea mai mare de spectatori la meciurile de acasă. Iar cred că asta îi împingea de la spate tot timpul. Cred, nu știu. În momentul în care nu i-a mai lăsat, au început să... N-am mai lăsat spectatorii pe... Crezi că Botoșani ar putea ajunge din nou în play-off în acest an? Da. Cred. Cred. Am văzut că transferul lui Haruț a căzut. Kindri și-a rămas. Kindri și-a rămas. Adică, în mare parte, nu și-au pierdut jucători de exponențial. Și-ar putea prinde un... V-am zis, e foarte important primul meci, după care meciul de acasă, dacă reușesc să învingă,
nu știu cu cine au, 6 puncte s-ar putea să, dacă se mai încurcă și alea din față imediat. Știi, tot cu Patache, tot cu Țigănașul, tot cu Șeroni, tot când stai și te uiți așa, tot au fost discuții și despre ția de Patache, pentru că are o vârstă, după care au revenit la el. Probabil a fost și un impuls pentru Patache și l-au făcut să tragă mai mult, dar ei reușesc. Și asta e îmbucurător pentru, și pentru fotbalul din România, pentru că o echipă într-un oraș de 100.000 de oameni să bată la play-off. Am observat și cu Rodriguez. Rodriguez e mintea lor de la mijloc acolo. Dacă lipsește Rodriguez, deja e gros. E important un jucător. La echipele mici e foarte important câte un jucător. De asta am și spus. Vedeți absența. A lipsit Frăsinescu o perioadă de timp. S-a observat, a lipsit Mihalache, s-a observat, a lipsit Cristea, s-a observat și atunci e foarte, foarte important. Pentru că nu au și nici Botoșaniu să spune că nu stau pe bancă extrem de bine. Da, merg în 12-13 jucători cam de mult timp. Adică tot campionatul ăsta, dacă stăm să analizăm, cam în 13-14 jucători au mers tot timp. Dacă lipsesc dintre ei 3-4, deja nu e ok. Și n-au avut probleme anul ăsta cu COVID-ul. Deci lor nu le-au stat jucători, dacă stați bine să vă gândiți. Au o singură dată. Înaintea mici, Craiova, știu că au avut câteva absențe. Doi jucători, dar nu erau dintre titulare. Da. Adică e important. Contează mult factorul ăsta COVID. Da. Tot timpul trebuie să ne gândim la asta. Nouă ni se pare că a apărut acum vaccinul și s-a terminat. Încă nu s-a terminat. Eu zic că vor resimți destul de mult, adică pe o perioadă destul de îndelungată acest, chiar dacă reușim să le eradicăm. Da. Se vor simți unele efecte, mai ales în sport. Da, chiar cum s-au adaptat antrenorii, cluburile la pandemie? Foarte la, greu. La COVID. Foarte greu. La nivel de copii și juniori suntem aproape închiși. Neavând competiție, discutam și cu tine înainte, neavând competiție la copii juniori, e foarte greu din punct de vedere psihic să-i motivezi să mai vină la antrenament. Nu am avut voie să jucăm nici măcar meciuri amicale. Dar nu înțeleg. De ce la copii? La copii se știe că nu... Pentru că nu ne-a dat voie, nu știm nici noi. De exemplu, la liceul sportiv nu... Că virusul nu este atât de agresiv la copii... Bine, dar nu înțeleg cum ne-a dat voie. Eu nu înțeleg nici cu școala, de exemplu. De ce alții fac școală și noi nu facem școală? Bine, acum s-a închis și în Germania și în Anglia. Hotărârile lor uneori ne-au luat pe surprindere și uneori hotărârile celor care ne conduc se bat cap în cap cu ceea ce spun. Adică eu la liceul sportiv nu am voie să fac antrenament, n-am avut voie să fac antrenament. Eu fiind și profesor antrenor la LPS, iar la școală particulară am avut voie să fac. Adică mi se pare un pic absurd și dacă stai să te pui în locul părinților... Da, e ciudat. E ciudat și întrebările vin și vin asupra noastră și noi nu aveam răspuns. Pentru că chiar nu aveam răspuns la asta. Dar, nu știu, eu cred că într-un an de zile s-au pierdut 8 generații de copii. 8 deodată. De ce? De la clasa 5 până la clasa a 12 s-au pierdut toate. Neavând competiții. Va fi foarte, foarte dificil, mai ales din punct de vedere psihic, să le fac. Și nu cred că până la vară, eu sper din tot sufletul să reușească să găsească o soluție sau să scadă numărul sau să nu știu ce se întâmple, să avem competiții, pentru că și nouă antrenorilor ne lipsește foarte mult. Nu mai spun copiilor care își doresc. Și lucrul cel mai important pentru care vii la antrenament este competiția pe care o aveai tot timpul la finalul săptămânii. Erau cantonamentele care te uneau și erau, îi țineai împreună, dar în momentul ăsta nici nu ai pentru ce să te duci în cantonament. Da, și fotbal e urât fără spectatori. Păi e urât, e cum ai juca așa, nu știu. Jucăm noi. Amical. Amical. Și nu ai, dacă nu ai competiția aia, nici nu poți să... Tu ca antrenor n-ai ce motiva. Că până la urmă, în sport, motivația face, e 50% din... Ce să motivezi dacă noi nu avem voie să jucăm unii cu alții? Nu înțeleg. Măcar un, nu știu, 10% din capacitatea stadionului sau 20% puteau să-l lase. Dar normal că puteau să-l lase. Cumva, că sunt spații libere, ești în aer liber. Păi hai să vedem dacă au deschis în momentul ăsta pe mall-ul. Am fost săptămâna trecută, m-am speriat.
Da, adică mult avem dreptul de a merge unul pe lângă altul cu masca la gură, da. Și pe un teren de fotbal care e în aer liber, da. N-am putea să stăm din trei în trei scaune? Zic că idee, nu știu, întreb. Da, e absurd. Din 4 în 4, bine. Din 4 în 4 în scaune înseamnă 2 metri. Da. Și am putea să stăm. Măcar așa. Și cred că toată lumea ar avea de câștigat. Da, absurd. Plus absurd. Și sunt spectacolul, multe, plus sunt multe și din punct absurde, de vedere financiar, da. Și pe jucători aș avea susținere. Au fost multe decizii absurde, într-adevăr. Pe care nu le înțelegem. În această perioadă. N-am zis că nu există, Doamne ferește. Știu, cunosc, dar am și spus și data trecută când am fost invitat la voi, că trebuie să ne obișnuim sau trebuie să învățăm să trăim cu el. Adică trebuie să lăsăm. Nu putem. La cum decur lucrurile, mă aștept la un moment dat ca vaccinarea să devină obligatorie prin anul întâi. Dar o să fie obligatorie pentru toată lumea, probabil. Și probabil că toată lumea, într-un an, doi, trei, va avea COVID. Sau va trece fără să știe că l-a avut. Depinde de sistemul imunitar. Din tot ce am citit despre acest blestem care se numește COVID. Dar va trebui să ne vaccinăm, cu siguranță. Și eu sunt de acord să ne vaccinăm atâta timp cât ni se spune sau... Au făcut studii deja în care... Că vaccinul este sigur. Că, dacă nu că este sigur, dar asta nu-ți dă siguranță, am înțeles, că nu-ți dă siguranță că nu vei lua COVID chiar dacă ai vaccin. Dar măcar avem o șansă în plus. O șansă în plus de imunizare. Pe care trebuie să o folosim. Mă gândesc că noi în România avem tot timpul lucrul ăsta de a întoarce vorbele și de a pune tot timpul mii de întrebări. Dacă nu exista niciun vaccin, imediat am fi spus noi românii că nu se poate și ceva... Ăia care investesc atât în sănătate, fac milioane de euro și nu găsesc un vaccin. Au găsit vaccinul, l-au adus, au reușit, da? Și acum, domnule, cum să ne vaccinăm? Eu știu ce e vaccinul ăla. Nu e cu ARN mesager. Înțelegi? Tot timpul o să găsim... Nu este un vaccin clasic, e un vaccin mai nou dezvoltat. Am citit și am eu. Și eu am citit, îți dai seama. Mai nou dezvoltat, este ceva mai ieftin, de aceea s-a ales această variantă ARN mesager. Era cumva pentru tratamentul cancerului și altor boli. La un dat și cercetători ăștia s-au schimbat pe parcurs. Hai să dezvoltăm pentru coronavirus. Da, na, într-adevăr, sunt nu pot bine, fi noi suntem și speriați și... într-un fel pentru că sistemul de la noi sau sistemul de cercetare din România este la pământ, la noi sistemul medical este la pământ și atunci noi nu știm cam ce s-ar putea întâmpla, dar dacă am fi mers în America la un institut de cercetare, ne-am fi dat seama că suntem în urmă, suntem da. Cu 100 și ceva de ani în urmă. Bun, să revenim la fotbal, mai avem câteva minute să tragem câteva concluzii, să ne așteptăm nivelul fotbalului românesc va rămâne la fel sau va mai depinde foarte merge mult. Vreo doi pași prin... Dar noi suntem deja de mult, noi am mai discutat asta și tot batem monedă pe chestia asta. Noi suntem de mult în... și ne-au... FIFA și UEFA ne-au retrogradat deja în a treia urnă valorică și au dreptate. Nu mai suntem ce a fost, cum e și cu echipa națională, așteptările noastre sunt mari, dar nu avem. Dumneavoastră trebuie să vă gândiți cu toții și de la spectatorii trebuie să gândească că într-un oraș ca Iașu, la nivel de copii juniori, noi nu avem niciun teren de iarbă pe care să ne antrenăm da. Copiii. Niciunul. Iar competițiile, când te duci la competiție, joci pe iarbă. E diferență de la cer la pământ între terenul sintetic și terenul de iarbă. Da, spune multe. De ei nici nu știu să alerge pe iarbă. Pentru că ei nu folosesc crampoane, folosesc Adidas pe sintetic. Ei nici nu știu să calce, nici nu știu cum îți intră gheata în iarbă sau în pământ și e foarte greu. E foarte, foarte dificil. La nivel de infrastructură sportivă suntem praf, din toate noi? Punctele de vedere. Cred că suntem ultimii. Dar nu mai spun de sinteticul din Copou, care are 14 ani sau 15 ani. În porți e asfalt. Deja a dispărut sinteticul. Și nu se fac investiții. Noi suntem, eu cred că toți antrenorii de la nivel de copii juniori din Iași sunt eroi de sacrificiu. Și nu glumesc. Că nu avem condiții.
Dar performanța ni se cere, toată lumea își dorește, toți părinții spun că se poate, se poate. Se poate, dar eu cred în că... În alte părți. În alte părți, dar se poate în întâmplare. Pe dacă mergem la... Am fost acum o lună, cred, la Sepsi, pentru că eu am o relație foarte bună cu domnul Corneș Vaiță și am fost să văd ce bază au, nebunești. Deci tu ca antrenor și copii și juniori eram așa, numai zâmbind, cam cât de frumos poate să fie. Și lor li se par lucruri normale, iar pentru noi sunt niște investiții extraordinare de mari. Da, Cristi, trebuie să punem punct final emisiunii. Îți mulțumesc mult pentru prezență. Le urăm mult succes celor două echipe din Moldova. Până săptămâna viitoare, Cezar Floristeanu vă urează toate cele bune. Această emisiune a fost oferită de Cotmari.